14 zile au trecut de când părinții nu mai știu nimic de copiii lor. Oamenii sunt disperați. Până acum nu au putut să stea de vorbă cu guvernanții, așa că au venit azi la Chișinău. Copiii s-au dus să... cum? Sprimbe pe gheață. Și-au ieșit de acolo pe grăniște și i-au înhățat, cum mi-a spus, i-au furat. Două săptămâni încheiete, de când copiii noștri s-au arestat și noi nu știm nimic de deși, în afară de ce și nu s-au spus. Ni schimbat, ni spălat, șed, poate la rece. Ani au invalid de prima grupă, pe vedere. Am nu știu unde să ne ducem, ce să facem. Primarul satului Oxentea susține că a încercat de mai multe ori să ia legătura cu autoritățile de la Tiraspol, dar nu a primit vreun semn de viață și nici autoritățile de la Chișinău nu au fost foarte deschise. Cu părere de rău, noi n-am fost în contact cu autoritățile de vârf. Nu ne-au sunat. Vicepremierul Victor Osipov nu a avut un răspuns sigur pentru rudele tinerilor. Mi este greu acum să spun cât de mult este această șansă. Osipov susține că în spatele incidentului se află MGB, Securitatea Transnistreană. Ieri, când vicepremierul a fost în Transnistria, a discutat cazul cu ministrul de interne de la Tiraspol. Acesta i-a spus însă că activitatea miliției de aici nu are de-a face cu acțiunile securității. Despre acuzațiile aduse tinerilor, Osipov susține că sunt aberante. Reținuți în niște condiții nepermise, acești grăniceri, de altfel, trebuie să o spunem că, dincolo de acțiunile pe care le-au întreprins, se aflau în zona de securitate, fiind înarmați cu arme automate și pistoale, ceea ce constituie o extrem de gravă încălcare a regimului zonei de securitate. Oamenii din satul Oxentea spun că nu este singurul abuz al grănicerilor transnistreni. Nu-i primul caz, acesta a ieșit din comun, fiindcă cum le trebuiau la grăniceri mâncare, băutură, bani, din dată ieșeau ministru, opreau bărcile cetățenilor din satul Oxentea. Cei patru tineri au fost arestați de un grup de grăniceri transnistreni înarmați pe 27 ianuarie. Inițial au fost reținuți 5 băieți, dar unul a fost eliberat.